Sunteți pentru prima dată în Alexandria. Cum ați ales acest oraș, pe ce criterii, având în vedere că până acum în această zonă nu am avut parte vreodată de un asemenea felicitat? Spuneți-mi, vă rog, trebuie cineva să aleagă în mod special un oraș ca să ajungă acolo? Adică, de ce vă subestimați demnitatea locală? Nu o subestimăm, dar oameni cu adevărat de valoare, care cântă o muzică cu adevărat bună, nu prea vin în Alexandria. Păi, întrebați-i pe ei de ce nu vin. Eu, din punctul meu de vedere, încerc să acopăr fiecare parte a hărții. Eu așa fac acasă, am o masă, pun harta României și spun așa. În primul rând, unde n-am mai fost? Și dacă sunt puncte albe, să spun așa, pe hartă, atunci încercăm să legăm cu ceva ca să totuși economisim benzina, nu? Pentru că ăsta e un business privat, la urmă urmei, da? Nu cumva să credeți că este o mare... are o valoare culturală că vine aici, nu. Eu sunt un entertainer. Deci să vă rog să nu mă supralicitați ceea ce nu sunt, de fapt. Da? Eu nu fac un act de cultură. Și asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Eu sunt un gringo pentru că propun ceva ce nu este pe filonul neauș. Eu sunt un intrus la mine în țară pentru că propun niște genuri muzicale sau niște puncte de vedere sau mecanisme de a vedea și a înțelege universul în care trăim, care nu sunt inventate în România. De fapt, în paranteză spun, în România nu prea s-a inventat mare lucru. Eu sunt un globalizator. Și de asta am venit în Alexandria. Ați menționat că sunteți un gringo de România și ne-a spus și motivul. Să înțelegem că și de aici denumirea proiectului muzical? Da, este o conjugare. Din ianuarie a pornit Gringotronic, până atunci a fost Gringo de România. Deci este o conjugare firească pentru că au apărut elemente de muzică electronică și atunci am combinat cele două termeni, denumiri, și atunci așa a devenit Gringotronic. În 2016 s-au împlinit 30 de ani de carieră solo. Cum ați defini această perioadă? O perioadă a naivității mele. De ce? A naivității. Pentru că am pariat pe un cal greșit. Care este? Bun. Atunci, am pariat pe o hergelie greșit. Care are mai mulți cai. Eu în 90 am crezut altceva că va fi. În 2000 am început, am crezut altceva că va fi. Când m-am întors, am crezut altceva că va fi. Asta a fost în 2006 când m-am întors în America. Și tot așa cred că va fi altceva și n-a fost altceva. Acum sunt semne, s-ar putea să fie acel altceva pe care eu credeam că va fi și n-a fost până acum. Nu știu dacă ați înțeles. Cu ce definiți acel altceva? Doamnă, eu sunt produsul entropiei. Existența mea este eterofonică. Eu sunt altfel, oricum sunt din alt film. Da? Eu m-am născut într-un totul alt film decât, din păcate, majoritatea. Dar asta nu înseamnă că e mai bine sau mai rău. Dar eu încă simt iritarea când apar undeva, lumea se prinde că sunt din alt film și în loc să se bucure că este diversitate, se irită. Și asta pe mine mă duce cu gândul la lipsa anumitei dimensiuni istorice. Pentru că dacă nu e în stare, n-are capacitate țara asta să mă gestioneze,
sau pe cei ca mine, înseamnă că dacă mă denumesc gringo, am toată legitimitatea să o fac. Deci eu mă simt la mine în țară, unde m-am născut și sub a cărui drapel exist, un intrus. Această faptă, de fapt, îi califică pe cei care mă fac pe mine să mă simt intrus. Și asta pe termen lung, să știți că este destul de jenant. Cu ce veți cuceri sufletele alexandrenilor în această seară? Eu nu sunt un cuceritor de suflete, eu sunt un cuceritor de femei. Da? Dar eu cânt un... nu știu, dialectica improvizației, poftim, sau... Ăsta e un concept destul de unic. E nou și pentru mine. E un arc peste timp, cu precăderea secolului 20. Eu sunt un om care s-a născut în modernism. Eu sunt din 65 născut. Noi am depășit de mult epoca modernă și epoca postmodernă. Acum străim în epoca post-adevăr. Nu știu dacă urmăriți epocile culturale prin care trece omenirea. Pentru că dacă urmărim, putem înțelege ce ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă ce ni se întâmplă. Și putem avea niște mici previziuni ce se va întâmpla. La un termen destul de scurt, mă rog. Eu n-am venit să cuceresc, eu am venit să ofer o altă alternativă de a vedea lucrurile. Am și o proiecție pe care se vor rula fel de fel de imagini, filme, care sunt de fapt acele repere care pe mine m-au format ca și existență, ca și entitate. Și sunt acolo oameni importanți sau situații importante. De la Tesla, o să vedeți pe Marilyn Monroe, după aia mergem la Trotsky, după aia din nou revenim la, știu eu, la Mark Twain, după aia apare Rasputin, într-un fel, John Cage, Marcel Duchamp, războiul întâi, nu? Care a fost cel mai crunt război? Care a definit, de fapt, calitatea de stânga și atee a epocii moderne? Care a fost, prin definiție, ateu și de stânga. De asta s-a întâmplat și la sovietici revoluție. Mă rog, sunt niște detalii care bănuiesc că toată lumea le știe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Eu vă mulțumesc. Aș mai întreba ceva așa. Lasă camera deschisă, te uit pentru sufletul meu, nu. Chiar dacă voi nu folosiți la știri. Nu veniți pentru a cuceri, veniți pentru a oferi. Colegul meu v-a întrebat în legătură cu reacția, cu efectul pe care îl veți produce și de ce ați ales Alexandria, o zonă care nu i s-a oferit așa ceva până acum. Și vreau să vă mai adaug, ca să aveți toate datele, că reacția oamenilor când au aflat de faptul că veniți la Alexandria a fost: cum vine la Alexandria? Nu pot să cred. E detalie mondială. Vine la Alexandria? Dar spuneți-mi, de ce să nu? Și încă o dată vă întreb, de ce vă subestimați demnitatea? Pentru că dacă astfel întrebați, înseamnă că undeva în adâncul sufletului noastră nu credeți că așa ceva se poate întâmpla dumneavoastră în oraș. Dar de ce nu? Cu ce sunteți mai diferit sau mai prejos decât un alt oraș din Europa? Cu ce sunteți mai diferiți? Poate cu faptul că județul ăsta nu are o sală de spectacol. Încă, dacă e în renovare. Și asta e o treabă de timp. Da. Dar și vedeți că s-a găsit o soluție. Da, dar oamenii vă știu, v-au ascultat, vă apreciază și au fost încântați și uimiți în același timp de faptul că veți fi aici, astă seară, mai nemulțumiți de faptul că doar într-o... Atâta e. Deci, loc, într-un spațiu mai mic. Atât s-a găsit. Deci asta e o treabă de timp. Și de ce, Alexandre? Pentru că n-am mai fost niciodată. Deci
Și v-am spus că pe hartă sunt niște puncte albe pe care trebuie să acopăr. Dar nu... Dar de ce vă credeți inferior celorlalte orașe? Dacă asta e dialectica întrebării. La noi, în Alexandria, vine ăsta de tare mondială. Adică, știți ce zic? Mă simt ca la circ, că vine zebra și girafa, știți? Deci... Păi... În fine, e mai complexă discuția. Oferta n-a fost atât de generoasă în ceea ce privește spectacolul. Bun, asta înseamnă că... Am mers că... între muzică populară și muzică ușoară, comercială. Asta înseamnă că cei care gestionează aceste evenimente ori nu-și fac treaba bine, da? Ori sunt, ori nu vă respectă îndeajuns ca să vă ofere și altceva. Nu cumva să credeți că în România nu se fac alte muzici, doar cele pe care se dau la radio, care este un business destul de ticălos, da? Cu radiourile. Știm foarte bine playlist-urile cum se fac, da? Nu cumva să credeți că nu există varietate în țara noastră, că nu există talente în țara noastră. Am avut emisiune la TVR2, nu știu dacă știți, Acadeaua. Știți că am avut un rating de 1,8 național? Deci erau antenele Pro, Prima, nu știu ce, pauză și venea Acadeaua. Nimeni, dar absolut nimeni, nici știrile, nici meciul naționalei nu a acoperit această, nu a atins această performanță. Aproape 2,5-3 milioane de oameni s-au uitat săptămânal. 10% sau mai mult de 10% din populația țării. Vedeți? Și acum TVR-ul, postul public, și-a permis să nu mai aibă niciun fel de emisiune muzicală de nicio culoare, pe bani publici. Și atunci vă rog frumos să vă revoltați, da? Că pe banii publici, și să cereți bombardații cu scrisori. La postul privat nu ne băgăm. Bani privați fac ce vor. Dar postul public e altă poveste. E altă sensibilitate. Banul public e altceva decât banul privat. Dacă în România există un singur cetățean care e fan sau iubește muzica cântată la koto, da? Știți koto? Instrumentul japonez foarte rar. Și el merită ca în zilele orașelor, orașului unde stă el, odată la 2-3 ani, proporțional, să vină un concert de koto. Da? Pentru că este cetățeanul urbei respective care contribuie cu banii lui la bunul mers al orașului. Canalizare, poliție, pompieri, infrastructură, educație și mai departe. Banul public are o altă sensibilitate. Și probabil cei care gestionează la dumneavoastră acest aspect de cultură, de evenimente, ori sunt ticăloși, ori habar n-au ce fac, ori nu vă consideră. Și asta e, și atunci noi venim privat aici, știți?